Sfințiile voastre, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, celebrarea Sfintelor Paști reprezintă punctul culminant al întregului an liturgic. Învierea lui Hristos este un eveniment istoric cu o semnificație universală și o rezonanță cosmică, pentru că reprezintă un nou început, transformarea întregii omeniri. Este un eveniment care schimbă istoria, care dă un sens nou tuturor evenimentelor umane. Moartea și nedreptatea nu mai au ultimul cuvânt. Iisus a fost omorât în mod nedrept, însă învierea l-a îndreptățit, astfel încât nedreptatea a fost spălată și depășită definitiv prin învierea sa. Mai mult, moartea însăși nu mai are ultimul cuvânt. Iisus nu și-a încheiat activitatea pământească pe cruce sau în mormânt, nu, ci triumfător asupra morții și a răului. Papa Francisc spunea așa de frumos: învierea Domnului nu este o iluzie. Astăzi, mai mult ca oricând, răsună anunțul pascal, atât de drag Orientului creștin: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Iar în ritul latin este așa de frumoasă cântarea din noaptea de Paște: tresaltă de bucurie Sfânta Maică Biserică, împodobită cu splendoarea luminii sale. Să răsune acest sfânt lăcaș de strigătele puternice ale mulțimii. În aceeași tonalitate, antifona mariană pe care o auzim în timpul pascal, Bucură-te, Regina Cerului, Aleluia, cântă atât de frumos bucuria Mariei pentru învierea Fiului ei și împreună cu ea bucuria Bisericii, bucuria noastră a tuturor. Conștienți de semnificația profundă a învierii Domnului, vă invit din toată inima să privim istoria noastră în lumina promisiunii vieții. Paștele ne invită în fiecare an să vestim o viață de care moartea nu se mai poate atinge. Noi proclamăm o speranță care locuiește deja în noi și ne dă puterea de a ieși din mormintele noastre pentru a mărturisi că viața ne-a cucerit și pe noi. Îmi doresc mult ca celebrarea învierii Domnului să ne descopere tuturor condiția noastră de fii ai lui Dumnezeu și de frați uniți în Duhul Sfânt, chemați să purtăm în lume bunătatea, fraternitatea și pacea lui Iisus înviat. Vă salut cu afecțiune paternă pe toți și pe fiecare în parte, din țară și de peste hotare, sănătoși și bolnavi, oameni de toate condițiile sociale și de toate vârstele. Pentru toți Iisus a murit pe cruce, pentru toți a înviat biruitor din morți și tuturor Tatăl Ceresc dorește să ne dăruiască viața fără de sfârșit. Împreună cu preasfințitul nostru episcop auxiliar Petru Sescu și cu preasfințitul episcop emerit Petru Ghergel, vă dorim din inimă sărbători pascale binecuvântate. Lumina și pacea celui înviat să pătrundă în inimile noastre și să rămână cu noi mereu. Hristos a înviat. Aleluia!